repede, da, vezi, nu știu, am mers toată viața cu 41. Păi 41 trece într-o parte cealaltă a Bucureștiului tot așa, în 40 de minute. Nu stăteam vara în 41 că era frig, iarna, pardon. Nu stăteam iarna în 41 că era frig și mă duceam. Drumul, Ghencea, strău, și înapoi. Și repet, motivul pentru care autobuzele nu vin la timp în București este exclusiv problema traficului. Da? A celorlalte mașini care nu lasă autobuzul să se miște la viteza la care ar trebui să se miște. Și asta este valabil și pentru tramvaie. Când blochează mașinile intersecția. Nu știu de câte ori mai pot să mai zic exact același lucru. E scary să mergi cu metroul ca femeie? Nu, no, nu, no, e, e super ok. Metro și e și pază, și mă, pază. Dar nu, n-am auzit să... Că ești super safe din, din, din perspectiva asta a mersului zi de zi undeva cu gloata cumva. Știu, nu poți zici că București e safe dacă te plim noaptea ca duduie prin cartier printre blocuri. N-ar zice că e safe. Adică tot îți mai e o